De 40 de ani este, să spunem, component al clubului. Cum să spunem, domnul profesor? Volea a jucat până târziu, tare. Mai juca și acum, dar doctorul i-a interzis. Deci, încă o dată, vă mulțumim, domnul profesor. Diploma de excelență semnată de doamna secretar de stat Doina Melinte, fostă sportivă a clubului CSM Suceava, multiplă campioană națională, campioană olimpică la Los Angeles în 1984. Suntem mândri de activitatea care a desfășurat-o domnul profesor Pancu și mânăm această diplomă cu felicitările de rigoare, domnul Pancu. Vă mulțumim pentru activitate. La festivitatea de la Clubul Sportiv Municipal a participat și viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Serdenciuc. Acesta a remarcat cariera de voleibalist a lui Victor Pancu. Am citit undeva un articol a dumnealui că primea de la club bani pentru pachet de unt și o pâine pe zi, sau mă rog, pe săptămână, nici nu mai știu exact. Era totul căldare. Da, tot pe acolo este. A face volei de performanță în aceste condiții e nevoie de sacrificiu. Ușor emoționat de distincția primită, antrenorul echipei de volei a mărturisit că un mare merit îi aparține doctorului Traian Căldare, cel care l-a adus în noiembrie 1969 la Suceava. Dacă nu era el, cred că nu eram nici eu aici, în postura asta și nici, nu știu, volei ce ar fi fost la Suceava, fiindcă eram foarte bun fotbalist, eram fundaș central și nu să știi unde ajungeam. Te facem transfer. Da. La cei 60 de ani, Victor Pancu este șef de catedră la liceul cu program sportiv, șef de cerc metodic, sport de performanță și antrenor la CSM ULPS Suceava.